și am ajuns la aparatul Parlamentului. Pe aici se poate vizita. Găsim foarte mulți trandafiri aici. Este o alee foarte frumoasă, o grădiniță foarte bine îngrijită. Chiar am găsit în acest moment o mierlă care cântă foarte frumos. Vreau să vă spun că un bilet pentru un tur costă 40 de lei, iar 45 de lei costă turul plus subsolul, două etaje mai jos. Această grădină la Palatul Parlamentului este foarte aranjată, foarte frumoasă. Să vedem acum, nu am stat de inimă, asta e clar.
spectacole de muzică, de teatru, concerte, festivaluri. Are o acustică foarte bună, avem chiar pe scenă acum. Aici sunt 600 de locuri, scaune, fotolii, bănci, locurile de sub de la balcon, o sală de teatru care coboară încet în pantă, este creată în trepte. Scaunele din spate sunt mai înalte decât cele de spate. Sala are și un candelabru din cristal sus, cântărește 5 tone. Este nevoie de 4 persoane pentru a urca, câteodată și a schimba acele becuri sau a curăța cu statul. Sala are 1400 de metri pătrați, la față, și este decorată în stil, într-un stil modern. Se numește stilul Art Deco, de secol 20. Dacă aveți întrebări, sala se și închiriază pentru evenimente politice, congrese, reuniuni de afaceri, business. Nu deși toată partea dreaptă și partea stângă.
zona pentru personal administrativ, pentru angajați, funcționari publici, 3.000 de persoane care lucrează aici, în Palat, în Parlamentul Special, mai este și Curtea Constituțională, Consiliul Legislativ, și mai multe instituții ale statului din Palat, Senatul, în asemenea, USO. Acum să mergem să vedem cea mai lungă parte, cea mai mare galerie, cel mai lungă parte. Câteva conferințe așa cu Palat, dar nu era. O să traversăm acum galeria principală, care are o lungime de 150 de metri. Este sculptura de Ipsos, plafonul dat manual, cu foarte multe guri de aerisire pentru sistemul de ventilație natural. Funcționează doar aici, aerisirea spațiului. Candelabrele sunt toate din cristal, în diferite forme, dimensiuni. În total sunt 3.000 de candelabre în palat astăzi. Nicolae Borcescu, fiecare sala are o denumire proprie, are și un stil diferit, totul diferit și stilul. Vă spuneam, au existat 700 de arhitecți implicați în proiect. Sala Senatului, la etajul de sus. Sala este înconjurată de către cele două grădini laterale, aceste două curți interioare, care
aici se poate vedea covorul roșu al sălii, covor de odonă, este format din 11 bucăți, apoi mite, asamblate. Motivul de pe covor se aseamănă cu cel de pe jos, de pe mantula. Iar draperia din garnifea, care se află la terestre, o fost lucrată la Agapia și Vărate, mănăstirile din nordul țării, de către măicuțele de acolo. Se numesc inițial sala provinciilor, pentru că aici vreau să fie ambasante părțile de regiunile istorice ale țării. Urma țara românească, Transilvania, s-a renunțat la acest proiect în 90 și a primit numele are 2200 de metri pătrați, o sală de bal, de recepții pentru 1000 de persoane care pot fi invitate aici. Înălțimea este de 16 metri până sus, este un plafon fix, cum se deschide, din metal și sticlă. Coborul sării este acolo în partea dreaptă, lângă acel un cobor de 3 tone, în care e nevoie de 45 de persoane de vară. În spate, în partea stângă, se află catedrala, clădirea Ministerului Apărării Naționale. Intrarea din zona de vest. Arhitecții ei s-au inspirat de la Palatul de la Versailles, din Franța, reședința regilor Franței, ca și grandoare, lux, eleganță. Aici sunt 12 coloane în interior care susțin arcadele aurite.
Este foarte înaltă, are 19 metri. A fost terminat în perioada Republicii Ceaușescu, în 1989. Din aici vrea să primească ambasadorii în diferite state. Vrea să semneze și tratate internaționale, documente oficiale. Însă nu a mai apucat să folosească acest palat. Prezent, sala este folosită pentru congrese politice, diferite ceremonii speciale, festivități. Pentru 1200 de persoane care se pot așeza. De 200 persoane. Și fost să duc. Sus, în partea stângă, este și o lojă pentru orchestră. La sus, ce orchestră. O sală imensă, la fel de candelabre. Pe balconul de la Palatul Parlamentului vedem în față Piața Constituției. Turul costă 40 de lei. Trebuie programare înainte, cu o zi, dacă vă interesează. Este o vedere foarte interesantă. De aici, de la balcon, de la Palatul Parlamentului. Bulevardul de afară este Bulevardul Unirii, are 4 km în lungime, 41 de fântâni arteziene pe mijloc. Este un bulevard și s-au inspirat de la Paris, Bulevardul Champs-Élysées, numai că acesta a fost proiectat cu un metru mai lung și un metru mai lat. La ideea lui Ceaușescu. Acum, ne îndreptăm.
formă simetrică a palatului, stilizată, își arată construcția, de formă dreptunghiulară, are 4 laturi, 270 de metri lungime, 245 de metri înălțime, cele 4 intrări laterale. Noi am început vizita de aici, din zona aceasta, de intrarea turiștilor, zona din nord. Mergem pe galerie, am văzut intrarea principală aici. Am vizitat centrul, sala centrală, sala mare de bal sau sala Unirii, din zona de vest. Iar apoi ne-am întors, am mutat pe un nivel și am mers pe balcon să vedem bulevardul în direcția aceasta. Deci, balconul este chiar deasupra intrării principale. Aici sunt grădinile, curțile interioare, iar în colțuri foarte multe birouri, spații administrative. Și acest simbol se regăsește peste tot, de să nu ne pierdem. Este ca o hartă, ca un plan. De toți, da? Haideți să ne facem pe aici, vă rog. Vizitei, din două ori am reușit să vedem cele mai frumoase spații, galerii, sunt de conferințe. Am parcurs cam 2 km pe jos, împreună astăzi, am urcat 300 de trepte, dar am vizitat doar 3%, 3% din suprafața totală, care este de 365.000 de metri pătrați, adică 36 de hectare și jumătate, suprafața desfășurată palatului. Noi am văzut doar o mică parte astăzi. Sper că mi-a plăcut. Este cea mai mare clădire din Europa și de-a doua din lume după clădirea Pentagonului din Statele Unite ale Americii. De aceea nu avem timp suficient să vedem totul într-o singură zi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru vizită. Să aveți o frumoasă în continuare. Ne îndreptăm acum spre ieșire, unde jos vom lăsa și ecusoanele. Bine? Mulțumim încă o dată. Mai bine. Și acesta a fost turul Palatul Parlamentului, foarte frumos. Când aveți ocazia, puteți să veniți, repet, cu o zi înainte se face programarea. Altfel nu puteți vizita. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu sunt Metin. Pe curând!